orice om e bun sau în orice om există ceva bun. E important să reușești să scoți acel bun din el. Chiar am ajuns să discutăm despre smart, adică probabil că știi și tu, acum câțiva ani, 5, 6, 7 ani, ca să poți să-ți faci o casă smart, trebuia să o faci de când o construiai. E, nu mai așa. Acum, cel puțin în gama noastră de produse, n-ai nevoie nici măcar de un hub. Singurul lucru de care ai nevoie este o conexiune Wi-Fi la internet și aplicația care evident e gratuită în, nu știu, cred că 50 de limbi. În momentul de față, adică în România zic eu că avem o prezență relativ bună, relativ ok. Evident că mai este loc de dezvoltare și în România, dar pe măsură ce, spun eu, consolidăm prezența din România, căutăm să ne extindem în afara țării. Suntem prezenți în 25 de țări deja. Salutări și bine ați revenit la Complex Made Simple. Astăzi l-am alături de mine pe George Barbu, unul dintre veteranii industriei ITNC din România. Salutări, George! Salut, bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag! Ce faci tu? Povestește-ne un pic despre tine, așa să facem un intro. Ce fac eu? Încerc să-mi fac cât mai mult timp pentru familie. Da, nu sunt neapărat unul dintre veterani. Am început în industria IT, cred că prin 2003-2004. Așa, și pe scurt am ajuns acum să conduc, să zic, ABN Systems, companie care este pe piață din 2002, început cu căști, că doar atât erau pentru call center la momentul respectiv, primul distribuitor și în continuare unul dintre puține sau singurul din România pentru căștile Plantronics. Acum este... Plantronics a fost cumpărat cumva de Polycom, Poly se numește în momentul de față. Și am început cu call center, apoi ușor, ușor ne-am dezvoltat către retail și evident odată cu piața către online. Foarte frumos. Ce game comercializați de produse? Tot ce înseamnă accesorii, în special accesorii ITNC. Adică de la mai puțin laptopuri sau PC-uri, dar accesorii pentru acestea, accesorii pentru telefoane mobile sunt aproximativ, de fapt un pic mai mult de 30.000 de produse. Avem un portofoliu peste 170 de branduri. Printre cele mai importante am menționat mai devreme Plantronics, actualmente Poly, Epos, fostul Sennheiser, Panasonic și evident brandul nostru Taylor. Deci, în principiu, vedeta, să spunem, companie ar fi brandul vostru propriu. Din păcate, încă nu e vedeta, dar într-adevăr, e în focusul nostru. În plan. Dacă te-ai uitat așa la, ok, ce categorii de produse sau ce produse sunt cele mai importante pentru companie sau din asta pe care le comercializați? Da, au rămas în continuare căștile de call center, pentru că așa am devenit, așa am ajuns cunoscuți în piață, suntem cunoscuți, că probabil că aveam la un moment dat peste 70% market share pe call center, acum nu știu să zic. Suntem cunoscuți pe accesorii GSM, gama de accesorii GSM și ce încercăm noi acum să devenim cunoscuți nu numai în țară și pe gama de smartphone. Foarte fain. Aveți din... Ok, sunteți pe piața din 2003. Cum s-a schimbat comportamentul de consum? Dacă... Hai să analizezi, să te uiți așa în spate, ce s-a întâmplat în ultimii ani. Mult, foarte mult. De la a cumpăra, să zic, doar branduri, la a fi atașat de brand, la a cere mai mult de la un furnizor decât un simplu produs. Și asta, nu știu, mie îmi place povestea asta. E frumoasă că așa... Zic eu că se poate face diferență. Adică nu doar mutăm niște cutii, oferim și niște servicii. Asta ar fi cumva o maturizare a pieței, nu? Cred că, bine. Da, în anumite segmente, da, cred că tindem și noi către o maturizare a pieței. Asta mă gândeam, mă uitam la, nu știu, tot fel de verticale și am zis, ok, la un moment dat cumperi de nevoie, că efectiv ai nevoie de produsul ăla, după ce devin disponibile produsele și ai putea să-ți alegi, cumpărătura trece dincolo de necesitate. Ok, trebuie să-mi dai un motiv de ce de la tine, de ce nu de la concurență.
După motivația asta poate să nu mai fie de ordinul financiar, disponibilitate, pentru că toată lumea are un preț bun, are camă disponibilă și atunci asta am observat-o ca pe etape, să zicem. Știi? Da, nu știu la ce zici tu, acum mi se pare cel mai bun exemplu, mi se pare iPhone. Nu cred că are nimeni nevoie de un iPhone nou în fiecare an. Corect, exact, exact. Da, se cumpără. Cu toate astea le schimbăm, exact. În fiecare an. Bun, dacă ne uităm la clienți și la preferințele lor, știu că în ultima vreme, sau mă rog, în ultimii ani, sunt destul de mulți clienți care s-au orientat către gama asta de smart home, smart watch, smart everything. Da, din păcate se confundă destul de mult. Smart home, smart watch, smart everything. Nu e chiar smart everything. Este o gamă frumoasă, este... Ce încercăm noi, complex made simple, cu smart home, să putem să aducem produsele în toate casele, către toți oamenii, astfel încât să nu fie nevoie să... Pentru că nu e chiar atât de complicat. Dacă reușim, și eu am reușit până acum să facem produsele suficient de simplu de folosit, de către orice om, fără să aibă neapărat cunoștințe de IT, atunci cred că într-adevăr o să reușim să creștem și noi destul de mult. Piața e estimată la valori mari, aș zice, uriașe. 23 de miliarde în Europa, 70 ceva, cred, dacă nu mai mult, 300 da, ceva pe afară. Am ajuns să discutăm despre smart sau momentan sunt doar niște senzori așa care fac niște acții? Nu. Chiar am ajuns să discutăm despre smart. Adică probabil că știi și tu, acum câțiva ani, 5, 6, 7 ani, ca să poți să-ți faci o casă smart, trebuia să o faci de când o construiai. E, nu mai așa. Acum, cel puțin în gama noastră de produse, n-ai nevoie nici măcar de un hub. Singurul lucru de care ai nevoie este o conexiune Wi-Fi la internet. Și aplicația, care evident e gratuită, e în, nu știu, cred că 50 de limbi în momentul de față, disponibilă și pentru Android și pentru iPhone, pentru iOS. Ai cumpărat produsul, te-ai dus acasă, l-ai conectat la aplicație și la net și ai ceva smart în casă. Fie că vorbim de un senzor, cum ziceai tu mai devreme, care de ușă sau de fereastră sau un senzor de mișcare sau... nu știu, de fum, de gaz, orice ar fi el, fie că este o cameră de supraveghere. Astea ajung la un moment dat să învețe? Adică soluțiile astea ajung la un moment dat să învețe, să devină... Nu pot să spun sigur, 100%, cu certitudine. În schimb, am văzut că sunt lucruri care se întâmplă. Că mă uit, de exemplu, Tesla spunea, ok, dacă bagi mașina în garaj cu spatele, în momentul în care te urci în mașină și vrei să pleci, apeși accelerația. Nu mai apeși start, nu mai bagi în drive, apeși accelerația. Iar ea știe să meargă în față. Dacă o bagi cu fața, când te urci în mașină, apeși accelerația și ea merge în spate, că știe că trebuie să iasă pe acolo. Ăsta e un exemplu de a învăța ceva, știi? Da, nu știu, n-am citit declarația asta sau articolul ăsta despre care vorbești tu acum. În schimb... Dacă ne gândim puțin logic, nu știu dacă neapărat învață. Că aici e programare logică. Da, aici este diferența între a învăța sau a nu învăța. Are niște senzori în față, în spate, vede unde are loc să plece și acolo pleacă. Dacă ai parcat cu spatele în spate, în dreptul unui perete, este evident că senzorii nu te lasă să mergi. Corect. Acum ok, au fost foarte multe schimbări care s-au petrecut în ultimii ani, dar în ultimii 2 ani. Pe fond de pandemie, digitalizare forțată, să spunem. Care din verticalele astea de business pe care sunteți prezenți? Că vorbim de B2B, că vorbim de brandul propriu, că vorbim de online, care s-a dezvoltat și unde ați văzut și un potențial foarte mare acum în perioada asta? Să știi că ce am încercat noi să facem în ABN a fost să diversificăm, ca să zic așa, business-ul. Și de asta suntem, așa cum spunești tu, suntem în B2B, suntem în retail, în online, în cam în aproape toate verticalele unde evident sunt pretabile produsele noastre. Și spre, nu știu, să zic, norocul nostru, chiar și cu pandemia, toate verticalele s-au dezvoltat. Este evident că
Ne focusăm, așa cum am mai declarat, ne focusăm foarte tare pe export. Adică în România zic eu că avem o prezență relativ bună, relativ ok. Evident că mai este loc de dezvoltare și în România, dar pe măsură ce, spun eu, consolidăm prezența din România, căutăm să ne extindem în afara țării. Suntem prezenți în 25 de țări deja, prin parteneri sau prin platforme de comerț online. Da, ca și dezvoltare accelerată, zic eu, exportul este verticala pe care ne focusăm foarte tare în perioada următoare. Ce ai vedea ca principale provocări în momentul în care începi să te extinzi internațional, să zicem, pe alte piețe? Este vechea poveste și vechea problema noastră că suntem români. Este destul de greu să pătrunzi pe piață dacă ești român. Provocări ca să te extinzi, dacă mă întreb pe mine, trebuie doar să găsești oamenii potriviți. Și evident să fii serios, să-ți menții promisiunea pe care o faci față de client. Asta deci, e în primul rând. Deci în momentul în care ai produsul competitiv, să zicem, adică trebuie clar să-l ai în piață cumva, da. Să dai niște avantaje clientului. E o chestiune doar despre legată de distribuția produselor, să zicem. Da, noi vorbim acum de digitalizare, vorbim de artificial intelligence, vorbim de foarte multe lucruri. Eu cred că în continuare business-urile se fac între oameni sau cea mai mare parte a business-urilor se fac între oameni. Și de asta oamenii sunt cei mai importanți. Dacă ai oamenii potriviți... Cum îi găsești pe oamenii ăștia? Greu. Greu. Dar îi găsești. Și cum e, orice, plus că orice lucru greu, cu cât e mai greu, cu atât e mai frumos. Hai să luăm un exemplu, că na, pare complex, dar dacă vreau să intru pe piață, zi-mi o piață foarte îndepărtată pe care sunteți prezenți. Foarte îndepărtată. Sau care pare așa foarte greu de atins. Africa de Sud? Africa de Sud. Bun. Cum te extinzi în Africa de Sud? Nu întreb cum ai luat decizia. Hai să vedem. Păi, ai spus și tu care sunt primii pași pe care trebuie să-i faci când te gândești la o piață. Evident, studiezi piața, vezi ce se întâmplă acolo, vezi care sunt cerințele pieței, faci pași mici, în cel mai simplu mod pe care acum l-avem sau îl are toată lumea la îndemână, este să folosești o platformă online din țara respectivă. Este evident că trebuie să începi cu pași mici pentru că nu știi, poți să-ți faci niște calcule, să vezi, ok, cam care ar fi costurile, cum ar trebui să mă poziționez, dar niciodată calculele nu, adică e greu să fie în tocmai cu realitatea. După care, după ce ai văzut cam care sunt cerințele clienților din piața respectivă, cum reacționează ei la ceea ce faci tu, la produsele tale, încerci să-ți găsești un partener ca să poți să dezvolți. Când spui că te uiți pe piața respectivă și cauți o platformă, cauți un marketplace, de fapt. Un marketplace, o platformă online, da. Bun. Bine, marketplace sau nu, depinde, că poți să discuți direct cu... Să facă achiziție, da, de la să tine. Facă achiziție de la tine. Am înțeles. Mergând un pic mai concret, trimiteți niște marfă acolo la care au acces mai multe magazine, trimiteți direct către magazinul respectiv, dacă listați pe niște marketplace-uri, livrați de aici, de acolo, cum faceți? Cel mai simplu lucru este să găsești un marketplace care se ocupă și de logistică. Asta este de dorit, ca să zic așa. Și atunci, da, după ce ai analizat piața suficient de bine, faci o selecție de produse și trimiți, să zic, un test, niște produse de test, să vezi cum reacționează clienții. N-am înțeles. Dacă ne întoarcem un pic la piața din România, sau nu contează în principiu pe toate piețele pe care sunteți prezenți, creșterea din 2020-2021 pe fond de pandemie sau de creșterea consumului, să zicem, pentru produsele astea a fost clar una destul de mare. Da. 2022 o vezi la fel? Sau cum ai văzut-o în primul rând în 2021 față de 2020 și cum ai vedea în 2022? 2020 a fost atipic, evident, pentru toată lumea. S-au vândut foarte mult camere web care nu se mai vânduseră de ani de zile.
2021 mi se pare un pic mai așezat. Și sper eu, deși nu sunt neapărat multe semne, sper să ca în 2022 să se așeze, să zic așa, și mai bine să revenim la nou normal, cum îi spun mulți. Dar da, chiar dacă se vorbește despre inflație crescută și, mă rog, asta poate să ducă la multe, o altă discuție, cel puțin pentru noi cu siguranță, noi ne așteptăm cu siguranță la o creștere și în 2022. Piața o să crească, probabil, evident, nu cred că la fel în același timp, dar cu siguranță o să crească. Acum depinde și de ce verticale vorbim, depinde și de ce categorii de produse vorbim. Dacă vorbim de smart, cum ce vorbeam mai devreme, cu siguranță va crește. Adică sunt rate de creștere estimate de 25% în următorii 4-5 ani. Și cu siguranță creșterea va fi mai mare. Adică eu sunt convins că va fi mai mare. Except în partea asta de smart home, care e clar una cu mare potențial, ce alte verticale vezi așa care par avea potențial în viitor apropiat? O să crească online-ul, clar. Dacă vorbim de segmente de business, ca și produse. Produse, da. Trebuie să fie produse care să satisfacă nevoile clientului, care se schimbă. Se schimbă clar de la, poate că nici nu durează un an. Și se schimbă, nu știu, dacă mă întreb pe mine, nu a mai apărut un telefon cu adevărat nou de câțiva ani buni. Dacă cineva reușește să-l pună pe piață, va fi un boom, clar. Din produsele noastre, pe segmentul de business to business, căștile de call center și echipamentele de call center, videoconferință, toate poveștile astea, teoretic se schimbă. La 3-4-5 ani este cumva o ciclicitate. Oamenii se vor întoarce la birouri, așa cum suntem și noi acum, și evident vor fi nevoiți să-și actualizeze toată tehnica de acolo. Adică nu știu dacă este ceva ce o să bubuie cu adevărat. Nu văd un segment, un produs care să explodeze. Dacă te uiți la partea asta, ok, ați văzut o creștere foarte mare pentru echipamentele de conferință, asta e clar, de videoconferință. E clar că am văzut din ce în ce mai multe persoane care folosesc și nu ar fi fost cazul, nu știu, vedem în producție, vedem în tot felul de verticale. Cum vezi partea asta de work from home, from the office și echipamente office, echipamente acasă? Că probabil se poți transpune cumva nevoia, o poți transpune cumva în mișcările care au loc pe piață. Din punctul ăsta de vedere, să știi că un echipament de office, sau mă rog, mare parte din echipamentele de office în momentul de față pot fi folosite și acasă. Adică nu mai suntem pe vremurile în care un echipament de videoconferință însemna două servere, îți trebuia o cameră specială, îți mai trebuia un televizor sau... Nu. Un echipament de videoconferință este la fel ca un laptop, o tabletă, îl iei cu tine, ai nevoie să te focusezi, să te concentrezi, folosești o cască pe care o poți folosi și la birou și acasă. Work from home este destul de greu pentru mulți dintre noi, mai ales pentru cei care mai au și copii acasă, dar nu numai. Este destul de greu să reușești psihic să lucrezi acele 8 ore, să zicem, dar în același timp să fii acasă. Eu văd clar o segmentare. Pe de o parte, cum spui tu, ok, nu-ți permite contextul, adică nu-mi permite efectiv contextul să lucrez de acasă și atunci, nu știu, vin la birou, găsim spații din astea de coworking. Sunt foarte multe companii care semnează contracte de coworking și atunci am mai multe locații într-un oraș sau mai multe orașe și pot să dau flexibilitatea asta angajaților. Văd și o parte legată de responsabilizarea personalului, adică unii oameni sunt mai responsabili când sunt la birou, alții mai responsabili când sunt acasă, culmea, pare contraintuitiv, dar așa se întâmplă. Și da, eu sunt tare curios ce efect o să aibă asupra unor business-uri work from home-ul full.
Asta o să fie interesant de văzut în câțiva ani, nu știu, sau în câteva luni, poate. Și business-ul este, așa cum vorbeam și mai devreme, business-ul este făcut de oameni. Un business crește dacă are o echipă. Nu, un business nu îl duce un om, asta e clar. Dacă are o echipă foarte bună în spate și care îl ajută, iar aceea echipă, dacă este bună și discutăm de niște profesioniști, pot lucra de oriunde, cu aceeași responsabilitate, cu aceeași eficiență. Ce văd eu, așa să zic, o problemă cu work from home este, oricât ar fi de bun, ne lipsește socializarea. Ne lipsește. Dacă stăm acasă, stăm acasă, pur și simplu. Și vorbeam cu unul dintre colegii mei, care e un pic mai mult analitic, și s-a cronometrat efectiv în perioada când lucra de acasă, pentru că a avut senzația că lucrează mai mult de acasă. Nu. Chiar dacă nu e fumător, da, ieșeam, ok, se gândea că iese afară, cât timp e la birou, iese afară, mai stă cu colegii la o cafea, mai stă de vorbă, pierde timpul, de fapt lucra mult mai mult de la birou decât de acasă. Chiar dacă acasă stătea teoretic în fața calculatorului mai multe ore. Mai e o problemă legată și de inducție. Uite, de exemplu, în momentul în care construiești o echipă nouă, nu prea ai cum să o construiești full online. Sau în momentul în care construiești un departament, știi, chestia asta de apartenență într-o echipă de inducție, de transfer de know-how, care se întâmplă inclusiv la pauzele astea de cafea. Știm amândoi că un om se simte într-o echipă dacă este acolo într-o echipă, exact. Și atunci devine și eficient și se simte parte din tot ceea ce se întâmplă acolo. Când lucrează de acasă, corect, e mai greu. Pentru că podcastul se numește Complex Made Simple, da, asta e clar. Povestește-ne ceva din ABN Systems care pare complex, dar de fapt, dacă îl spargi, e simplu. Da, să zicem că ar putea să pară complex distribuția asta sau împărțirea business-ului pe multe verticale. Cum ziceam mai devreme, poți să o faci simplă cu niște sisteme foarte bine puse la punct, foarte bine implementate. Spun bine implementate pentru că din punctul meu de vedere, orice sistem este bun, orice sistem informatic este bun, depinde foarte, foarte mult de cât de bine este implementat, cât de bine răspunde nevoilor companiei unde a fost implementat. Dacă reușești să implementezi niște astfel de sisteme care să te ajute și ai și o echipă bună în spate, lucrurile sunt simple. Asta mă gândeam că revin, practic ajungi tot la oameni. Da. În momentul în care am intrat în companie am zis ok, noi înțelegem, facem tehnologie, avem tot fel de soluții implementate, tot fel de chestii foarte interesante făcute global. Dar am zis ok, în primul rând trebuie să construiesc o echipă aici, de oameni profesioniști care să înțeleagă nevoia clientului. Absolut. Și după ce am înțeles nevoia clientului, partea de tehnologie vine extra, vine așa ca un consumabil, îi spun. Da, iar eu spun asta pentru că am avut experiență destul de neplăcută și plăcută în același timp cu implementarea unui ERP. Exact, poate să fie. Tu știi bine ce înseamnă să implementezi un ERP și să-l schimbi după 6 luni, e... Am înțeles. Dureros. E frumos. Da. Dar înveți. Povestește-mi puțin și despre tine. Ce faci tu? Timpul liber, cu ce te ocupi? Hobby-uri? Nu știu, ce-ți place, ce nu-ți place? Ce fac? Încerc să-mi fac cât mai mult timp pentru familie. Asta e cel mai important pentru mine. Copiii sunt încă mici și încerc să mai profit de timpul cu ei. Îmi plac sporturile, cum vorbeam și mai devreme, chiar dacă nu mai practic. Și mașinile. Și noi și vechi. Da, foarte interesant. Și evident tehnologia, că de asta și fac ceea ce fac. Nu e obligație, nu e, pur și simplu îmi place să fac tehnologie. Cum ziceam și mai devreme, îmi place să fac lucrurile complexe, să le fac simple. Asta apropo de mașini și noi și vechi și tehnologie, și eu mi-aș dori la un moment dat să ajung să restaurez o mașină veche, să restaurez eu cu mânuța mea. Dar acum am văzut niște trenduri legate de tehnologie, mașini vechi care primesc motoare electrice, pentru că e mult mai fiabil, nu mai e nici piese în mișcare, sunt foarte puține. Ai așa învelișul sau ai ideea de mașină veche și un motor electric. Știi cum e, dacă ai o mașină veche și nu miroase a benzină, am înțeles, nu mai are niciun farmec.
Am înțeles. Iar să restaurezi, ai ceva de muncă, îți trebuie ceva timp. Exact. Și ai multe de învățat. Exact, foarte mult. Două, trei lucruri pe care le-ai învățat ca manager sau așa în poziția din ABN Systems în încheiere? Ce am învățat și ce consider că este foarte important, deci cred că e a 4-5 ore când o spun, sunt oamenii cu care lucrezi. Sunt oamenii pe care îi ai lângă tine, pe care ți-i formezi și care doar cu ei poți să faci ce ai de făcut, ce îți dorești să faci. E așa cum spuneai și tu, e greu să-i găsești, e greu să-i convingi să creadă ca tine, e greu să îi convingi să-i faci să înțeleagă de fapt că trebuie să vâzlească în același sens cu tine. Pentru că până la urmă toți suntem oameni, fiecare dintre noi avem nevoile noastre și încercăm să ni le satisfacem atât cât se poate. Câteva hinturi așa, cum reușești să-i ții motivați pe oameni, cum reușești să-i faci să aparțină, să urmeze misiunea ta? Trebuie să-i faci să le placă, să îi faci să înțeleagă în primul rând ce vrei tu să faci, unde vrei să ajungi, să faci lucruri care să le placă și lor, să simtă că sunt parte din ceea ce se întâmplă. Dacă te referi cumva la motivație financiară, nu, o știm cu toții, e pe termen scurt. Într-adevăr, este evident că oricare dintre noi avem nevoie de un confort financiar, ca să zic. Ori eu cred că în momentul în care unui om i-ai oferit acel confort financiar, astfel încât să nu-și pună problema zilei de mâine, ca să le zicem pe scurt, reușești să îl faci să devină productiv. Orice om e bun. Sau în orice om există ceva bun. E important să reușești să scoți acel bun din el. Mersi mult de tot, George, pentru prezență. A fost o plăcere, o adevărată plăcere. Mult succes în continuare. Multă baftă în a găsi oamenii potriviți la locul potrivit sau pentru locul potrivit. Mersi. Mulțumesc mult. Frumos! Cred că cel mai frumos sentiment al business-ului de familie e că atunci când ai reușite profesionale, cel puțin în cazul nostru, bucuria se amplifică de 4 ori, fiind 4 membri ai familiei care lucrăm activ și suntem împreună și e comforting, așa, să știi că ai tot timpul oameni de încredere și sinceri și, nu știu, încrederea între noi cred că e cea mai importantă. Suntem în piețe foarte dinamice și lucrăm cu produse perisabile și asta înseamnă că trebuie să fim tot timpul în mișcare și totul se mișcă cu o viteză nebună. Noi nu putem să lăsăm produsele, să zicem, ok, n-am vândut asta astăzi, hai că le vindem la toamnă. Nu mai avem ce vinde, devin costuri și degradări. Ultimii 2 ani au schimbat foarte mult și mai mult comportamentul de consum al clienților noștri. Da, și asta se vede și la clienți, la reselleri, gen, dar foarte mult și la clienții magazinelor, Diana.